Cei doi pustnici de Calil Gibran. Pe vârful unui munte singuratic, trăiau odată doi pustnici care îl lăudau pe domnul și se iubeau ca frații, și cei doi pustnici aveau un vas de lut, acesta fiindu-le singura avere. Într-o zi, un duh rău intră în sufletul celui mai învârstă dintre ei. Iar el se duse la cel tânăr și îi spuse: Am trăit multă vreme împreună, acum a venit timpul să ne despărțim. Hai, prin urmare, să ne împărțim avutul. Atunci pusnicul cel tânăr se întristă și zise: Mă îndurerează, frate, că pleci de lângă mine, dar dacă așa stă scris, atunci așa să fie. Și aduse vasul cel de lut ca să îl dăruiască, spunându-i, Acesta nu putem să-l împărțim. Ia-l tu, frate!" Iar pusnecul mai bătrân spuse, Eu nu voiesc milă și nu voi lua decât ce al meu. Trebuie să-l împărțim." Și cel tânăr răspunse, Dacă vom sparge vasul, el nu va mai putea fi de folos niciunuia." haide mai bine să tragem la sorți. Însă cel bătrân zise, nu vreau decât dreptate și ce mi aparține. Nu voi lăsa dreptatea și nici avutul meu la voia sorții. Vasul trebuie împărțit. Nemai având ce spune, pusnicul răspunse, Dacă aceasta este într-adevăr voința ta și te dorești cu orice chip, Hai atunci să spargem vasul. Chipul celuilalt pusnic se întunecă peste măsură și strigă: Lașule, de ce nu te împotrivești?